Această rubrică vă este oferită de Sanador. Metastazele cerebrale sunt celulele canceroase răspândite în creier care provin dintr-o tumoră primară situată în alte organe din corp. Care sunt tipurile de cancer care produc cel mai frecvent asemenea metastaze și cum se tratează acești bolnavi? Discutăm chiar acum cu domnul dr. Dan Benția, medic primar în neurochirurgie. Bună dimineața! Bună dimineața! Care este ponderea metastazelor în totalul tumorilor cerebrale? Metastazele cerebrale au tot crescut ca frecvență în ultimii ani. La ora actuală, îndreptându-se spre un 20-30% din totalul tumorilor, după glioame și după meningioame. Deci ocupă un loc fruntaș printre tumorile cerebrale. Care sunt cancerele care produc cel mai frecvent metastaze cerebrale? Multe tipuri de cancer pot produce metastaze, aș enumera câteva care sunt cele mai frecvente. Și anume, cancerul de sân, cancerul pulmonar, melanomul malign, cancerele digestive, cancerul tiroidian și limfoamele sangvine sunt cele mai frecvente tipuri de cancere primare care pot da metastaze. Repet, și alte tipuri de cancere pot da, fiind o paletă foarte, foarte mare de tumori primare care pot metastaza. Creierul este un loc de predilecție ca și coloana vertebrală pentru metastaze în general. Există anumite semne clinice pe care le poate da o astfel de metastază cerebrală? Din păcate, semnele nu sunt foarte specifice față de alte tumori, adică nu putem diferenția o tumoră, de exemplu, un gliom cerebral față de o metastază după niște semne clinice. Semnele, în general, date de metastaze, sunt semnele creșterii presiunii intracraniene, adică dureri de cap, vărsături fără vomă, amețel, tulburări de echilibru, tulburări de vedere, date de iritația suprafeței corticale prin crize de epilepsie sau date de, pur și simplu datorită localizării. Și aici, în funcție de localizare, pot fi multe semne. Cele mai frecvente, sigur, sunt apariția unor deficite motorii, adică unei pareze, tulburări de sensibilitate, tulburări de vedere, tulburări de echilibru, tulburări psihice și, nu în ultimul rând, alterarea stării de conștiință, adică somnolență până la confuzie și comă în stadiile avansate. Care este locul tratamentului neurochirurgical în tratamentul oncologic complex? Cum bine a spus, tratamentul neurochirurgical este doar o parte, din păcate sau din fericire, alături de radiochimio și imunoterapie. Practic, tratamentul neurochirurgical deschide calea celorlalte opțiuni terapeutice. La ora actuală, în lume și în clinica noastră, se pot face ablații microchirurgicale, adică sub un microscop operator foarte performant și cu o luminozitate foarte bună, dotat și cu imunofluorescență, adică cu colorarea procesului tumoral, alături de neuronavigație, adică practic un sistem de ghidaj al nostru pe baza unor achiziții preoperatorii, intraoperatorii, cum este de exemplu sistemul UE sau GPS, un sistem de ghidaj al nostru intraoperator pentru exereze cât mai exacte și cu lezarea cât mai puțin a parenchimului înconjurător. Niște aborduri invazive, minim invazive pot fi făcute, adică niște volete, niște căpăcele osoase foarte mici prin care noi putem ajunge rapid la locul tumorii. Alături de o exereză microchirurgicală, sigur, se poate face și biopsie pentru tumorile profunde și inabordabile. Biopsia poate fi făcută sub un cadru special, cadru stereotaxic, se numește, sau chiar ghidată de această neuronavigație craniană de care v-am spus. Sunt procedee moderne, revoluționare, apărute în ultimii 20 de ani și care se implementează cu succes în clinica noastră. Care este prognosticul bolnavilor cu metastaze cerebrale? Dacă metastaza e unică, se scoate întâi metastaza, de exemplu, dacă bolnavul are și o tumoră pulmonară, după care se adresează, e organul cel mai important, creierul. După care, sigur, se adresează tratamentul chirurgical și tumorii primare, de exemplu, sân, de exemplu, tumoră pulmonară sau, de exemplu, tumoră digestivă. După care, sigur, pacientul va merge în continuare în tratament oncologic, cum am spus, radiochimio și imunoterapie în ultimii ani.
prognosticul s-a îmbunătățit mult, de exemplu, dacă nu sunt multiple metastaze, bolnavii putând trăi chiar ani de zile cu o calitate a vieții păstrată. Deci sunt pași uriași făcuți în oncologie în ultimii 10-15 ani. Domnule doctor, vă mulțumesc pentru intervenția în direct aici la Digi Matinal. Mulțumesc și eu. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.